Aproape 41% dintre angajați sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți de actualul loc de muncă, de salariu, de relația cu managerul și lipsa recunoașterii profesionale. Acestea sunt principalele motive de frustrare, conform celui mai recent sondaj comandat de o companie specializată în recrutarea forței de muncă. Analiza a citit-o Marina Filimonia, vine cu toate datele. Bună ziua, Marina! Bună ziua, Andreea, bine te-am regăsit. 34 dintre români sunt nemulțumiți de actualul loc de muncă, în timp ce 7% sunt total nemulțumiți. Întrebați, de ce nu își schimbă actualul loc de muncă? Vedem că peste 32% dintre români spun că nu au găsit încă o variantă pe piață care să le însușească toate atribuțiile și toate nemulțumirile pe care le au, în timp ce 11,8% consideră că piața nu le oferă alte opțiuni. Avem și un alt procent a românilor de peste 26% care spun că au aplicat deja pentru un alt loc de muncă, 5,9% și-au dat demisia și sunt în căutarea unui loc de muncă, 7,6% au decis să mai aștepte, poate se mai răzgândesc angajatorii și le mai măresc salariile, avem 5,7% care se află într-o zonă de confort și le este greu să renunțe pe acest motiv la actualul loc de muncă, 3,7% spun că s-au obișnuit oamenii de la locul de muncă, practic vorbim aici despre confortul românilor. În schimb, întrebați care este principalul motiv pentru care și-ar dori să schimbe locul de muncă, actualul loc de muncă, românii au răspuns că salariul, asta într-un procent de peste 67% dintre românii chestionați. Vedem totuși, dacă s-ar pune vorba de o demisie, vedem un procent de peste 43% dintre români care spun că o contravaloare salarială venită din partea angajatorilor iar face să se mai gândească la demisie, în timp ce peste 12% s-a răzgândit dacă angajatorul actual le-ar oferi și un alt pachet cu alte beneficii, iar 10,9% ar avea nevoie de o îmbunătățire a condițiilor de muncă. Ei bine, sondajul a fost realizat în perioada aprilie-martie pe un eșantion de 4068 de persoane și, atenție, 380 de companii.